venit la o nouă întâlnire cu fotbalul din Liga Secundă. Astăzi un singur meci se joacă la Timișoara, pe stadionul Dan Păltinișanu, față în față Poli Timișoara și FC Buzău. Timișoara, după ce în primele două etape bănățenii au evoluat în deplasare și o primă reîntâlnire cu suporterii după pandemie. Nu e foarte multă lume, însă e acel grup al ultrașilor Timișoarei care cu siguranță va crea o atmosferă foarte frumoasă. E cald, 30 de grade. Deci 5 echipe cu punctaj maxim: Universitatea Cluj, Unirea Slobozia, Steaua, Hermannstadt și Concordia Chiașna. Prim atac al celor de la Buzău, anticipat însă bine portarul bunățenilor. Acum și un atac ceva mai consistent al Timișoarei. Gol marcat la prima minge pe spațiul porții. Daniel Benzar deschide scorul în minutul 4. Mare bucurie în tribune, nu a fost offside. Cât de bine s-a descurcat Benzar. Fază plecată de la accente, apoi o centrare bună din flancul drept, o minge trimisă pe lângă Stoian. Centrarea i-a aparținut lui Andrei Edoru. Atacul Buzăului cu o centrare pentru reluarea lui Serge Ecolo. Cu mult efect, foarte aproape să se trimită direct în poartă. Păcălit de traiectoria mingii, Relu Stoian reușește în ultimul moment să trimită din nou în corner. Fost internațional de tineret Relu Stoian. Șansă bună acum pentru 2-0, șut însă paralel cu linia porții. Tot Ursu a fost cel care a pasat Sebastian Ghinga de la capitanul buzoienilor la Pablo Gaitan. Acum Lopez Varela. Păduraru până la urmă centrează. E din nou fază fixă, dar corn. Ecolo. Ciobanu, centrare, periculos. Cornă din nou pentru că Mera a fost ultimul care a atins mingea. Din nou o minge trimisă spre poartă, a fost ultima fază. Ceva mai retras și cu Ursu. Vârf împins, aici un șut de la distanță. Ciobanu minge în careu. Nu, nu e hands, o minge în plină figură, cred, recepționată de Mera. Ia să vedem. Aici un dribling frumos pe lângă Scutaru și da, mingea lovește în mână pe Mera. E adevărat, mâna lipită de corp. Ecolo continuă acum după un 2, șutul este pe lângă. Rămâne în teren deocamdată de roșie pentru el această minge în marginea careului, talonat de Mera. Are câștig de cauză atacantul Buzăului, intră în careu, încearcă să-i trimite lui Andronic, apoi șutul este imparabil în plasa laterală, 1-1, că toți spuneam că atacantul Buzăului s-a remarcat nici astăzi. Iată, aici se descurcă. Ne profită însă și de această ezitare a lui Mera. Iar apoi primește pasă de la adversar, de la celălalt fundaș central, Scutaru. Nu mai are nicio șansă de interveni Pădurarul. 1-1. Spuneam, riscant pentru Poli să încerce să conserve acest avantaj minim. Nu a mai contat în ofensivă. Buzăul este răsplătită, iată, pentru perioada de dominare din finalul primei reprize și Timișoara în sezonul 2017-2018, dar și în sezonul trecut. Mingea intră în poartă și este gol pentru Buzău, 2-1. Echipa lui Pusta întoarce rezultatul. Sau nu?
Inițial a arătat centrul terenului Vidican, s-a uitat la asistent. Cred că e hands pentru că offside nu a fost. Da. Lovește mingea cu mâna Cârstocea, din mâna lui Cârstocea intră mingea în poartă. Pentru că a încercat să degajeze acolo în fundașul al Timișoarei și da, se ajută de mână Cârstocea. Avantaj lăsat de Vidican, un șut, reușește să respingă Redu Stoian, faza continuă. A fost primul moment mai important la poarta lui Stoian în această repriză secundă. N-are cum să scape de cartonașul galben aici Radu Zamfir. O lovitură liberă periculoasă. A venit la marginea terenului Vidican pentru a-l calma pe Cristi Pustai. Vede cartonașul galben antrenorul Buzăului. Totul, cred, după ce a protestat la faza precedentă, cerând lovitură de colț. Rareș Lazar. Acum Panfile, faultul lui Zamfir, este al doilea cartonaș galben în câteva minute primit de fundașul dreapta al Buzăului. Inferioritate numerică în acest final de meci, da, cu piciorul ridicat pe genunchiul adversarului, cât se poate de meritat acest Bârnoi. Reprimește Bârnoi, dar Stoian reușește să scoată de două ori. Bârnoi și Doru Andrei, deportarul Buzăului. Putea marca a doua oară pe contraatac Timișoara. Da, și partida se încheie. Repriza a doua le-a aparținut buzăienilor. Golul marcat de Adrian Chicăroșe meritat. 1-1 după ce în prima repriză, în debutul primei părți, reușise să deschidă scorul Daniel Benzar. Remiza. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.